De la sfârșitul lunii aprilie, în comuna Cicârlău funcționează serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor. Datorită deschiderii acestuia, populația unității administrativ-teritoriale nu mai trebuie să se deplaseze până la Seini, unde erau arondați pentru a-și rezolva actele de identitate. La Cicârlău este un spațiu distinct foarte aproape de primărie, un spațiu reabilitat dintr-o fostă școală. Populația Cicârlăului este peste 4.200, dar am desfășurat sau s-a desfășurat concomitent și schimbarea numerotării, atribuirea de denumiri stradale. Și este foarte bine pentru că cetățenii cu această ocazie își vor rezolva aceste probleme de schimbarea actului, preschimbarea actului de identitate la nivel local. La Moisei, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor a început activitatea în schimb de astăzi. Populația Moiseiului este de peste 9.000 de locuitori, în perspectivă chiar 10.000, pentru că e o problemă de rearondare, de schimbare a graniței, dacă vrei, unității administrativ-teritoriale, o preluare a unei străzi sau unor locuințe de la Borșa. Am înțeles. Și așa că populația se va justifica. Noi mai vorbim de faptul că populația Moiseiului și imobilele sunt răspândite în Moisei, cunoscând configurația geografică. Până acum, populația Moiseiului trebuia să-și rezolve documentele în Borșa. Noul serviciu deschis la Moisei asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă și a cărților de identitate. În prezent, numărul serviciilor de evidență a persoanelor se ridică în județul nostru la 27.